Autobuzul pornise din localitatea Jucu și se îndrepta către Turda când, la un moment dat, șoferul a văzut că iese fum de la motor. Imediat omul a oprit și le-a cerut pasagerilor să coboare. Ce s-a întâmplat? S-a aprins. Ce se întâmplă? Altceva nu s-a putut întâmpla nimic. S-a aprins, asta e. Ați observat că a spus dreapta și... Normal. Am încercat să stinge. Cu instinctorul, da? N-am reușit. Degeaba au încercat cei șase bărbați aflați în autobuz să stingă focul cu extintoarele. Mașina a ars în totalitate. Incendiul s-a manifestat destul de violent. Acesta a cuprins o bună parte din autocar până la ajungerea echipajelor de intervenție, astfel încât autocarul a fost distrus în proporție de 90%. Cel mai probabil, cauza producerii acestui incendiu a fost o defecțiune tehnică la compartimentul motor în zona bateriei acumulatorilor electrice. Polițiștii și pompierii au deschis câte o anchetă în acest caz pentru a afla cauzele exacte ale incendiului.